Nu vă dați demisia, domnul Dragnea. Vi se pare normal ca un infractor să legifereze, să conducă Parlamentul? Mai tare că n-aud. Sunteți delicvent, domnul Dragnea. Sunt azia, de ce nu demisionați? Voi n-ați obosit? Eu sunt obosit rău. Bine v-am găsit, dosar de politician cu Liviu Dragnea, nu-i așa? Liviu Dragnea, președintele PSD, prima înfățișare în procesul transferurilor și angajărilor ilegale de la Consiliul Județean Teleorman. L-am văzut pe șeful PSD flancat de jandarmi. Au fost lucruri interesante, răsturnări de situație în instanța de judecată. Soția domnului Dragnea, a fost soție mai exact, doamna Bombonica, s-a dezis de apărarea pe care președintele PSD și-a făcut-o. O să vedeți detalii interesante, o să vedeți mărturii din sala de judecată, da? Comentarii extrem de pertinente și acide în această seară. Sper să fie. Bună seara, Sorina Matei, mulțumesc pentru prezență. Sabin Orcan, bună seara. Newsweek, da? Bună seara. De România, bună seara, Sabin. Mulțumesc pentru prezență. Și Robert Turcescu. Bună seara. Fost jurnalist. PMP. Parlamentar PMP. Acum, cine știe, poate te întorci în presă. Viața asta. Abia aștept. Bun. Numai dacă nu-i mai place politica. Haideți să-l vedem pe Dragnea, da? Dosar de politician cu Dragnea în această seară, că avem un dosar extrem de interesant de dezbătut. Spuneți despre acel prejudiciu plătit de Bombonica Prodană. E o formă de recunoaștere a acuzației. Habar n-am. Nu mă consultă, nu m-a consultat. Vă complică situația juridică a dumneavoastră? Nu văd de ce. Sorina Matei, despre ce este dosarul ăsta? Că e un dosar cu o poveste interesantă, trebuie să le explicăm telespectatorilor. Ăsta este un dosar pornit acum ceva vreme, blocat și început de la zero. Da. Cum s-a ajuns aici? Bine, dosarul nu este foarte spectaculos, este vorba despre niște angajări făcute la prin PSD, că domnul Dragnea era atunci, vorbim de Teleorman, era da. Și șef al CJ și avea și funcție în PSD, niște angajări fictive, ca să spun așa, ca să înțeleagă toată lumea. Și, mă rog, am văzut astăzi că doamna Bombonica, fosta doamnă Dragnea, a plătit prejudiciu în această speță. Deci, cumva, a recunoscut indirect infracțiunea. Păi a pățit și Gică Popescu așa, nu? A plătit prejudiciu și tot și-a luat închisoare. Vreau să vă dau o veste proastă pentru cei care îl urâți pe Liviu Dragnea. S-a discutat foarte mult despre dosarul ăsta și lumea zice, domne, dacă Dragnea își va lua condamnare cu suspendare în acest dosar, va merge la pușcărie. Vă dezamăgesc, este greșit. Pentru că aceste fapte, da, s-au petrecut înainte de faptele din dosarul referendumului în care Liviu Dragnea a fost condamnat cu suspendare. Așadar, dacă își mai iau condamnare cu suspendare, nu va face pușcărie Liviu Dragnea. Doar dacă va fi cu executare în acest dosar. Bine, e abuz în serviciu, deci nu e un dosar de corupție de amploare, l-ai prins pe Dragnea cu sacul de bani. E vorba despre niște angajări făcute în perioada când dânsul era la Teleorman. Și oamenii aia nu veneau la serviciu, dar primeau... Asta este o practică groaznică și obișnuită, obișnuită în toate cabinetele parlamentare. Exact. Și-au băgat neamurile. La firmele doamnei Firea, ăsta care s-au făcut la primăria capitalei în momentul de față. Ce, și ăștia au angajat sunt pline fictiv? De angajați fictivi, da? Da. Pile, cutare, și ceva, da, în toate neamurile politice, ca să spunem așa. Ea nu trec pe acolo, salariile sunt babane, adică sunt la 10.000 de lei. Ceva de genul ăsta pentru director adjunct, 6.000, deci sunt salarii grele de tot. Și mai e o practică în România care iarăși trebuie, din păcate, ar trebui discutată mult mai mult. Și anume parandărătul. Parandărătul pe salarii. Deci te angajează la stat în povești din astea fictive, să spunem așa. Bă, nu treci pe la muncă. Dar uite care e treaba asta. Salariul e de, să zicem, 6-7.000 de lei. Păi stai puțin, Robert Turcescu. Oamenii care se uită la noi se întreabă, dacă nu treci la muncă, ce faci? Stai acasă, te uiți pe geam? Da, domnule, ăia nu se duc, bifează din când încă o dată pe săptămână, trec pe acolo, da? 6-7.000 de lei salariu, banul în mână vorbim de ce rămâne așa, bai, 5.000 să zicem în locurile mai proast plătite, în care omul zice, bă, tot nu te duci la muncă, dar te-am trecut aici, tu iei banul ăsta, da? Uite, îți dau 1.500-2.000 de lei, să spunem, din ăștia 5.000, dar păi la 3.000 când i-ai luat,
vii și depui la băiatul aici. Pe masă sau asta la partid, la caserie, să formă situația parandărătului. Păi da? Stai puțin, Robert, asta e deja o afacere interesantă. Dacă zbari 10 de ăștia, care îți dau parandără de 3.000 de lei pe lună, bravo! Îți faci un 30.000 de ron, vreo 1.000 de euro, da? Liniștit! Am auzit că este unul, Codin Ștefănescu, care are asemenea ocupații, zic unii. Niște surse de presă. Până da, acum, cu angajările la trebuie, ceva asociații de handicapați. Asta trebuie verificată. Iar asta mai ales în administrațiile locale. Când vine vorba de funcții din ăstea, nici nu știi de unde știi că ăla trebuie... Sunt niște funcții de... Să nu ducem în derizorul dosarului Dragnea. Păi sunt, nu ducem, sunt lucruri, da. Sunt lucruri grave. E o diferență între dosarul lui Liviu Dragnea și aceste cazuri despre care am auzit cu toții, dar n-au fost documentate de o instituție ba da, a statului. Ba da, s-au mai și documentate. Unele da, dar vorbim de asta. Nu știu eu cu Codrin Ștefănescu ce. Eu vă spun de dosarul ăsta, care e clar. Sigur că, așa cum spune Sorina Matei, este, pe lângă alte tunuri mari date în România, e un mizilic. Un mizilic, dacă nu îl înmulțim cu fenomenul. Băi, mizilic, vrem să știm mizilic dacă... Mizilic de 100.000 de lei. Băi, faci pușcărie pentru asta? Păi, asta este întrebarea. Ceva de mii de lei. Îți ții puțin ideea, da. Să-l băgăm și pe Cristian Ene, avocatul în direct, să ne lămurească. Da, bună seara, domnule avocat. Avem o dilemă aici, da? Face pușcărie Dragnea dacă primește cu suspendare în dosarul ăsta sau nu? Care și suspendarea din spate în dosarul referendumului? În situația în care există o condamnare cu suspendare, cea de-a doua condamnare, dacă se dă tot cu suspendare, urmează să descontopească de către instanța de executare cele două pedepse. Fiind fapte concurente, instanța de executare va putea stabili modalitatea să fie cu suspendare sau cu executare. Am înțeles. Dar în practică, da. În majoritatea situațiilor, numai în cazul în care există cea de-a doua condamnare din culpă, atunci se păstrează suspendarea. De obicei se transformă în forma cu executare dacă pedepsele sunt pe pragul superior la condamnarea cu suspendare și anume respectiv 2 ani sau 3 ani. Deci, domnule avocat, în concluzie să înțeleagă respectatorii, dacă nu va fi achitat în dosarul ăsta, Dragnea poate face pușcărie cu executare, merge la închisoare. Dacă conform procedurii penale, în situația în care va primi o condamnare cu suspendare, se poate transforma în executare, având în vedere că mai există o condamnare anterioară. Bun. Dar până atunci avem posibilitatea să avem și o soluție de achitare, ceea ce nu afectează suspendarea anterioară. În caz contrar, poate duce la executare. Lămuriți-ne chestiunea cu fosta soția domnului Dragnea, doamna Bombonica Prodana, cum se numește acum. Dânsa ce a făcut practic? Și-a recunoscut vina? Că sunt mai multe teorii. În situația în care ești de acord să plătești prejudiciu, vii și încerci să mergi pe ceea ce se spune și o circumstanțiere, dacă instanța va ajunge la concluzia că în urma probelor se dovedește vinovăția ta, atunci poate folosi ca element de circumstanțiere faptică, astfel încât să ai o condamnare cât mai mică și respectiv cu forma cu suspendare, ținând cont de plata prejudiciului. Este o condiție favorabilă inculpaților ce sunt găsiți vinovați. Dar nu a priori înseamnă că dacă ai plătit prejudiciu, îți recunoști vinovăția. Domnul avocat, dar să ne înțelegem, varianta asta cu plata prejudiciului, da, e o chestiune care a fost declarată la un moment dat neconstituțională de Curtea Constituțională, dar a existat pentru fapte care sunt în perioada anilor 2009-2010 și 2011 până în luna mai. Deci la ora asta, dacă vorbim despre alte cazuri, să spunem, care s-au petrecut în afara acestei ferestre de timp, să spunem, 2009-2010 și prima jumătate a anului 2011, altfel nu funcționează. Tot ce este anterior lunii mai 2011, până când Curtea Constituțională a declarat neconstituțional exact articolul 74 indice 1 din Codul Penal, da, beneficiază de aplicarea legii penale mai favorabile. Și anume, orice prejudiciu pentru anumite infracțiuni, de exemplu sub 50.000 de euro, dacă îl plătești, primești doar amendă administrativă fără să treacă în cazier.
Tocmai de aceea există în actualul cod de procedură penală articolul 5, care obligă la aplicarea legii penale mai favorabile. Uh-huh. Dacă fapta este făcută anterior anului 2011, îi se va aplica oricărui inculpat acest beneficiu de dispoziție legală favorabilă. Da, bună seara, domnule avocat, Sabin Orcan sunt. Eu am o întrebare, am urmărit răspunsul noastră cu atenție, dar vreau să înțeleg, pentru că avocatul doamnei Bombonica Prodan a fost Dragnea, spune, domnule, faptul că a achitat prejudiciul nu înseamnă că și-a recunoscut fapta, ci doar îmbunătățim șansa clientului în privința sentinței, în vederea sentinței. Întrebarea mea înseamnă, din punct de vedere strict juridic, înseamnă sau nu o recunoaștere automată a vinovăției când plătești prejudiciu? Înseamnă sau nu? În această situație nu înseamnă plata prejudiciului recunoașterea vinovăției. Și vă spun de ce. În momentul în care judecătorul rămâne în pronunțare, o primă solicitare a avocatului este să constate că... Domnule avocat, țineți-vă ideea, solo spot 10 secunde și revenim. Hai! Hai! Și sus! Stai! Rata e fixă! Deci mesajul ăsta trebuie să stea fix aici tot timpul! Dacă îți stă pe cap o renovare sau orice altă grijă apăsătoare, nu mai sta pe gânduri. Vino la ING și ia-ți creditul pe repede înainte. Cu rată fixă, fără surprize. Detalii pe ing.ro. Da, am revenit în direct. Domnule avocat, continuați-vă ideea. Plata prejudiciului în această situație nu echivalează cu recunoașterea vinovăției, deoarece inculpata va cere în primul rând judecătorilor să constate că este nevinovată și solicită achitare, iar în subsidiar, prin plata acestui prejudiciu, se protejează ca nu cumva să primească o condamnare cu suspendare, ci să beneficieze de dispozițiile vechiului articol 74 indice 1 și să primească o amendă administrativă. Care nu. Domnule avocat, stați puțin. Acum, bun, astea sunt chestiuni tehnice. Oamenii simpli, nefamiliarizați cu chichițele astea juridice, pot înțelege, repet, lucrul ăsta. E vorba de percepție, da? Dacă ești nevinovat, ce treabă ai să plătești? Un om nevinovat, care știe că nu a făcut sau nu a participat într-o chestiune, da, cu conotație penală, nu are ce plăti niciun prejudiciu. Dacă te consideri nevinovat, ce să plătești? Așa dacă, să dumneavoastră, că... dacă v-ați considera nevinovat într-o chestiune genul ăsta, ați merge repede să plătiți? Nici dumneavoastră și nici altcineva nu are de unde să știe ce decizie va lua judecătorul. Judecătorul poate pronunța o achitare sau poate interpreta că aprobele respective pot duce la constatarea vinovăției inculpatului. Și în atare situație, inculpatul nu poate să prezinte când judecătorul spune, eu dăm probe, urmează să vă condamn, ce ziceți, plătiți sau nu prejudiciu? Și atunci, anticipat, inculpatul pentru a beneficia da, de legea mai favorabilă plătește. Banii ăștia îi pierzi, la revedere, nu? Nu îi pierzi. În situația în care ești achitat, banii vor fi restituiți. Da, interesantă chestia. Da, însă Silviu Mănăstire, domnul avocat vorbește corect, juridic, pe o situație generală, nu se pronunță pe un caz și foarte bine face, dar vorbește de situație și ne-a explicat mai bine juridic. Pe de altă parte, așa cum bine ai remarcat, e o chestiune de bun simț. Dacă sunt acuzat de ceva, chiar dacă după aia mi se returnează în caz că sunt achitat, dar eu sunt acuzat de o chestie și eu neg că am făcut-o și spun, bă, sunt nevinovat, nu o să plătesc niciodată prejudiciu. Aștept ca instanța să mă achite. Deci, până la urmă, asta este un joc. Și sigur că psihologic, ca percepție, oamenii înțeleg. Bă, cineva care achită un prejudiciu. Prejudiciu creat, atenție, de ca să înțeleagă oamenii, doamna Prodana, fostă Dragnea, fosta soție a domnului Dragnea, era directoarea direcției respective la care erau aceste doamne angajate. Aceste doamne erau angajate la direcția respectivă de protecție, nu știu ce, dar ele lucrau la PSD. Ea le plătea fictiv, deși știa că ele nu vin la serviciu, le plătea salariul. Toate salariile acelor oameni sunt considerate prejudiciu, nu altceva, că nu s-a furat, nu s-a dat vreun tun. Dar, dacă știu că sunt nevinovat și că alea au muncit efectiv femeile alea și că de fapt e falsă acuzația procurorului, păi de ce să plătesc prejudiciu constând în salariu unor persoane, terțe persoane? Nu eu am creat prejudiciu. Da, soția lui Dragnea nu lua ilegal salariu, corect? Pentru că da, ea era în funcție, era directoare. Dar vreau să termin ideea legată de ce spunea mai devreme Sorin Amat. Sigur că este un mizilic comparat cu alte afaceri de corupție. Dar pe de altă parte vorbim de un om care este în primii 5 oameni din statul român. Vorbim de un om care conduce astăzi România la propriu, efectiv, de facto,
Da? Pentru că din punct de vedere al guvernării, domnul Dragnea decide tot ce mișcă în țara asta, ca niciodată. Deci este, după părerea mea, cea mai dură dictatură partinică din ultimii 27 de ani. Nici Iliescu, când era la Cotroceni, nu decidea problemele guvernării cum le decide astăzi Dragnea. Este președintele Camerei Deputaților, este un om cu aspirații de prezidențiabil, el visează în continuare să candideze la președinția României, ar fi vrut să fie și premier dacă s-ar fi putut, dacă îl întrebați pe el și nu era acea lege care interzicea. Și în cazurile astea nu contează că ai furat niște pitici de grădină ca domnul Năstase, că ai cumpărat niște ciocolățele Toblerone ca doamna aia. Nu știu, niște pitici de grădină. Păi și pentru asta a fost condamnat, niște termopane. Ei, au fost termopane. Termopane, pitici de grădină. Deci nu contează că sunt pitici de grădină, termopane, draperii sau ce mai comandat Dan Anastase. Nu contează că ai plătit cu cardul de prim-ministru niște ciocolățele Toblerone ca doamna aia dăpânțările nordice. Și nu contează că ai angajat trei doamne, ca să nu le zic altcumva, le-ai angajat la PSD să mute niște hârtii și de fapt le-ai plătit în banii statului. Pentru că în cazul unui demnitar și instanța are motivări de genul ăsta, instanțele din România spun așa, la condamnări gen la Năstase, și spun, tocmai pentru că a ocupat o funcție importantă în statul român, asta e o circumstanță agravantă. Deci nu mi se pare că domnul Dragnea a comis un abuz oarecare. Mi se pare că știa precis ce face, că n-a făcut-o nici prima, nici ultima dată și că trebuie să plătească pentru asta. Nu știu cum, să decide instanța. Pentru că înțeleg că oamenii și-au recunoscut cu faptele. Nu e că domnul Dragnea nu știe. El e singurul care nu știe că și-au recunoscut faptele. De ce râdeți, mă, nu vă place? Cu piticii de grădină și cu termopanele. Că asta este, domnul Dragnea a angajat niște doamne. Stai puțin, corupția asta dâmbovițeană, da, se grefează și pe psihologia, psihologia politicianului. Vrei să ajungi asta, da? Ca să râdem în continuare? Deci domnul Dragnea, multimilionar în euro, cu proprietăți în Brazilia, cu o firmă care suge un miliard de la statul român, în loc să bage mâna în portofel, să scoată portofelul ca mine, să zică, bă, cât avem de plătit la PSD Teleorman? Avem trei amărâte care mută niște gărdii. Am trei fete la partid. Luați de aici banii. Da. Aveți o bălână, 2000 de lei, ori 3, 6000 de lei. Pe 6000 de lei nu plătea benzina fiului la colecția de mașini. Pe lună. Și Dragnea zice, nu mă plătiți-le de la Direcția de Protecție pentru Socială. Pentru ăștia au fost condamnați, a fost condamnat Năstase pentru micuții ăștia. Da, mă, pitici ăștia de grădină. Păi nu știe asta? Ăștia l-au îngropat. Nu știe asta? Am făcut anaveta București. Deci, fiară, draperii cu franjuri, precizat Dana Năstase. Ce draperii cu franjuri? Mi-a venit în minte. Nu știi dosarul. Bă, corupția asta. A făcut de Naumovici cu PPS-ul. Fabrica de pitici de la Săftica. Mi-a venit în minte. Pitici de grădină. Draperii și preciza. Erau ciucuri. Deci, să aibă niște ciucuri, draperii din China. Calul în dimensiune naturală. Calul în dimensiune naturală. Avea niște treburi. Deci, dar Anastasia spunea, bă, nu orice, nu cumperi tu ce vrei din China, ai spunea lui pe unul ăla. Ce cumperi? E mișto. De la piticilor Năstase la angajările astea lui Dragnea, da? Adică corupția adusă în derizoriu. E o formă de corupție până la urmă, corupția de putere. Suntem, cum se spunea la noi, țară de bașișuri mici. Mă, dacă în bașișurile astea mici nu le iau un chelner, ci le ia șeful Camerei Deputaților. Ai văzut că Sarkozy duce șpaga cu avionul? Da. A fost 50 de milioane. Da. Lucru serios. Păi stai că încă n-am ajuns la dosarul greu. Dacă mă întreb pe mine, cunoștință și cum să spun eu, ăsta e antreul la domnul Dragnea. Ăsta cu doamnele secretare de la PSD e antreul. Dar dosarul cu adevărat greu de corupție, care arată forma endemică pe care a căpătat-o corupția în România, pentru că e vorba de sifonarea de sute de milioane de euro de la statul român prin asfaltări fictive făcute de Teldrum, firma controlată de familia Dragnea, și cum s-au sifonat banii la fiul lui Dragnea, la nu știu care, aia e de fapt adevărata afacere de corupție. Da, dar asta trebuie probată. Păi, procurorii trebuie să întrebarea asta se ocupă procurorii. Nu știu, de ce discutăm despre angajările fictive când, de fapt, dosarul ăsta ar fi trebuit să fie înaintea dosarului cu angajările fictive, eu, nu? Uite, îți dau un exemplu. 2012, 2013. Făceam retoric, cu alți colegi și descoperim, dacă ne uităm în fiecare an în București, și nu numai în București, sunt cam aceleași firme care în fiecare an câștigă licitațiile pe autostrăzi sau în perioadele când se declară zonă calamitate și știi că există prevedere legală că nu mai trebuie să fie făcute licitații și sunt încredințări directe. Ei bine, vom vedea în fiecare an în România pe autostrăzi, pe drumuri județene, că câștigă fix aceleași firme. Fix aceleași firme din 2015, 2016, 2016, 2016, 2016. Eu am o întrebare. Printre care și Teldrum. Eu am o întrebare și o rostesc public acum că vreau să aud până la urmă.
De ce trebuie să aștepți niște ani de zile când, uite, eu ca avertizor public de data asta și ca mine mulți alții, da, strigăm în gura mare, doamna Chioveși, băi DNA-ul, băi parchetul general, băi, intrați-vă peste firmele astea înființate de primăria capitale, că e nenorocire curată. Deci o strica sau pun și mâna la gură dacă e nevoie, mă ridic, ce vrei să facă, da? Fac cu mâna la cameră, doamna Chioveși, nea procurorul general, băi, intrați, mergeți acum peste ei. De ce? N-ai șansă. Mergeți acum, stai puțin să spun Silviu Mănăstiri, mergeți acum peste firmele făcute de primăria capitalei, mergeți acum, pentru că să fură, deci, dar să fură în draci. Nu, trebuie să dai probe pentru să... asta, nu te, băi, pot lăsa să faci afirmația asta, da? Ai probe pentru lucrurile astea? Uite, am probe. Se fură ce? Se fură chibritul? Uite, parandărâtul de care îți povesteam mai devreme, da? Ce parandărâtul? Spun așa, uite, un muncitor necalificat într-o firmă din asta are 3.000 de lei. Un magazioner la o firmă ca asta are 5.000 de lei. Faptul că se dă parandără, n-ai probă. Mă, eu strig în momentul de față, da? Merge cu camera ascunsă, că n-ai probă. Merge și cu camera ascunsă, dar eu spun, de ce trebuie să treacă ani de zile? Știi foarte bine. Bine, vorbim la modul general. Ani de zile, de ce trebuie să treacă ani de zile în situații de genul ăsta? Trebuie să-ți cer probe și știi foarte bine lucrul ăsta. Măi, acum vorbesc ca modul general, da? De ce ani de zile trebuie să treacă? Ani de zile să constate la un moment dat procurorii s-a furat ca la Balamuc dintr-o zonă de genul ăsta, să spunem, când dacă urlă la un moment dat, unul ar trebui să ducă să... Bă, poate el are dreptate. Hai să nu treacă. Toți care urlă 10 secunde, deci o chestiune. Cu probe. Sunt perfect de acord. Aici venim la altă chestiune, că nu trebuie să așteptăm tot timpul post-factum să se întâmple niște mari nenorociri în România și pe aceea procurorii și judecătorii. Da. Trebuie să mai facem și prevenirea asta. Și aici ar însemna și puțină transparență legislativă, iar eu am înțeles că legile astea ale achizițiilor publice, de pildă, s-au schimbat din rău în mai rău. De pildă, dau un exemplu, în care s-ar putea preveni multe acte de corupție. Pe de altă parte, revenind, dom'le, chiar dacă e un mizilic, omul ăsta este unul din primii 5 oameni din statul român. E un om care înțeleg că discută cu lideri internaționali. Păi, dacă omul ăsta a făcut o găinărie și a dacă a făcut-o să plătească, să fie condamnat, la ce decide instanța? Bun. Hai să vedem niște chestii niște amănunte din ce s-a întâmplat astăzi în sala de judecată. Da? Dragnea, înainte să vedeți dedesubturile declarațiilor, da, ședință cu ușile închise, apropo de transparența justiției, da? Haideți să vedeți. Da? Probabil voiau să-și păstreze locul de muncă, zice Anisia Stoica. Anisia Stoica este martorul principal al acuzării. Ea a fost șefa, după Bombonica Dragnea, a direcției asta de protecție socială de la Consiliul Județean Teleorman. Și zice Anisia Stoica, foarte interesant, Anisia Stoica a avut curajul, doamna asta, să fie confruntată cu Liviu Dragnea, da? Cel mai puternic om politic din România, cu fosta subalternă. Și a zis Anisia Stoica că probabil voiau să-și păstreze locul de muncă și mie mi-era frică de Liviu Dragnea, el nu făcea nimic, era doar exigent, el chiar mi-a zis, uite, eu n-am mâncat pe nimeni, judecătorul putea să refuza pe Dragnea, întrebare, îl puteam refuza, zice Anisia Stoica, mi-a fost foarte drag să lucrez cu Liviu Dragnea, mie mi-a făcut plăcere să lucrez cu acesta, am văzut el un potențial politic foarte mare. Dacă știam că este un caz penal, nu aș fi acceptat această situație, da? Zice Anisia Stoica. Haideți să vedem și următorul carton. Și pe aceea merge la povestea cu Dumnezeu, că Dragnea era văzut ca un mic Dumnezeu pe acolo. Da, am înțeles acuzațiile, a zis Dragnea. Le resping categoric, deoarece mă consider nevinovat. Bun, este declarația Stas, ca să zic așa. Vă spun sincer, încerc să înțeleg de ce am fost trimis în judecată, de ce sunt acum aici. Eu n-am văzut nicio probă pentru trimiterea în judecată, dar doar niște declarații, niște feeling-uri și niște bârfe. Nu a reușit să înțeleg de ce sunt ținta DNA-ului. Bun, lucrurile simple. Ești acuzat că ai făcut niște angajări fictive, plus că da? Domnul Dragnea, mi-am adus aminte, acum este substitutiv de pedeapsă din dosarul... referendumului. Ce înseamnă asta? Să asta înseamnă că instituția complementară individualizării pedepsei este sub pedeapsă, sub termen de supraveghere până pe 22 aprilie 2020. În cazul în care domnul Dragnea în această perioadă mai săvârșește vreo infracțiune și este prins, intră la pușcărie. Sau dacă de exemplu el are o
pedeapsa sub termen de supraveghere implică niște lucruri. Trebuie să te duci la poliție constant. Trebuie să-ți declari domiciliu, să ai un domiciliu stabil când ți-l schimbi, mă rog, să anunți organul. De exemplu, eu nu știu dacă domnul Dragnea conduce mașina. Chiar atunci am discutat cu niște magistrați când s-a dat pedeapsa și pedeapsa de 2 ani cu suspendare la referendum și văzând că are pedeapsa sub termen de supraveghere până în 20 aprilie, în cazul în care, nu știu, ești la volan și ai un accident rutier, o pedeapsă din culpă unde lovești pe cineva, cum au mai mergi fost la pușcărie. Mergi la pușcărie. Bun. Deci sunt niște lucruri pe care... Mai e o chestie, putem să spunem, oamenii ăștia care au fost acuzați de fapte penale în țările civilizate, nu e cazul Teleormania, că așa se numește mai nou România, în țările civilizate, o doamnă a ascuns salariul bodyguardului, a declarat al salar să ia la un credit. Astea erau faptele de care era acuzată, penale. Doamna Mona Salin a cumpărat niște ciocolățele Toblerone cu cardul de serviciu, de premii. 3 ani de zile, femeia asta care a fost premier și care a fost șeful Partidului Social Democrat, a fost ea la ea în țară, a ieșit în politică, de tot. 3 ani n-a apărut pe primar. În ce țară se întâmpla? Doamna, afacerea Toblerone, doamna Mona Salin, da? Care a fost suedeză, a fost liderul Partidului Social Democrat, exact ca domnul Dragnea, suedez, între 2007-2011. Doamna, aici putem face o discuție. Doamna, când compara o societate Suedia cu societatea noastră? Da, putem noastră? Să aspirăm? Întreb. Dacă nu vrem să aspirăm în Rusia, putem să aspirăm să vim în Suedia? Modelul suedez ni l-a sugerat. Este mai bine să operăm cu realitate. Nu cu idealisme, Sabine, urcat. Uite, de exemplu, șefa FMI... E ok să ne furăm chiar Sabine, și o ciocolățică? 27 de ani de la Revoluție. În Franța, șefa Fondului Monetar Internațional, investigată pe spălare de bani, nu și-a dat demisia. Adică, în Suedia, da, există un standard pentru demnitățile publice. Femeia s-a întors, asta vreau să spun. În Israel, uite, dau alt exemplu. În Israel, îl ai pe Bibi Netanyahu, da? Unde are 2 dosare de corupție. Este în funcție. Este în funcție, tot așa, pentru 3 lulele, 3 succes. Sarkozy, da? Acuzat că ducea șpaga cu avionul. După ce și-a pierdut, după ce n-a mai fost președinte. Da, a ieșit în mașina lui personal, a plecat de la poliție, 50 de milioane de euro șpagă, da? Vrem să trăim într-o țară în care politicieni acuzați de 3, 4, 5 dosare penale. Nu de unul. Nu de fraudă la referendum. Un om condamnat pentru fraudă la referendum. Un om care are alte 2, 3 dosare pe rol. Un om acuzat că are o avere nejustificată pentru salariul lui de 1000 de euro pe lună. Nu te înțeleg. Dar ăștia nu trebuie să stea acasă? Nu întreb. Trebuie să conducă România? Că e ok. Dacă vreau. Ca principiu, România asta pe care o conduce domnul Dragnea, este o Românie care l-a votat cu mare aplomb pe domnul Dragnea. Asta ce spune despre țara asta? Asta spune că în România, la ora la care vorbim, noi care ne indignăm în legătură cu faptul că Dragnea e președintele Camerei Deputaților, nu stai puțin. Să ne dea și noi. Nu, noi ăștia care ne indignăm suntem din ce în ce mai puțini. Și că sunt din ce în ce mai mulți, dacă nu cumva cei mai mulți, cei care n-au nicio problemă cu faptul că Dragnea a angajat alea 25 de la muncă pentru că ei, ăștia care nu se indignează, și știu... Și lasă-mă că ajută pe cineva. Dar știu, au și ei în familie cazuri de genul ăsta. Sau ei zic că... așa, bă, dar de ce să mă indignez, mă, că eu stau acasă și primim ajutor social, bă, nevastă. Și aminte regulă. Situația lui Cherecheș, da? Sau... votat din pușcărie cu măsură preventivă 70%. N-au niciun fel de problemă. Dar, domne, dar eu vorbesc de bunul simț al politicianului Robert. Președintele Ungariei care a plagiat și a dat demisia. Și noi am avut un premier care a plagiat și să făcea mișto de noi la televizor. De învățământ să mai avem de plagiat. Raz. Declarația zilei însă nu vine din partea lui Dragnea, vine din partea unui martor, da, care a zis o chestie foarte tare. Haideți să o vedeți. Spunea un martor la un termen anterior din proces că dumneavoastră erați ca un Dumnezeu în Teleorman. Așa erați? Asta ce era? Un feeling al lui sau ce era? Ați vorbit despre feeling-uri. Feeling-ul cui? Nu, asta a spus de Neau astăzi. S-a întrebat de feeling-uri, alt de bârfe, altul spunea de zvonuri la șpriț. Dumnezeul Dragnea, așa a fost descris în sala de judecată astăzi de un martor. Adică contextul este, era următorul. Ce zicea omul ăla? Băi, zice, nici nu ne puneam problema
să nu facem ce spune. Adică era, era Dumnezeu, vreți se subînțelegea că trebuie să faci. Da. Adică nu era un problemă. Era Constantinescu la Constanța, așa era Dragnea în Telorman. Oprișa la Vrancea și în continuare acolo. Buna Stancu. Judecătorii i-au întrebat, judecătorii din sala de judecate, i-au întrebat pe toți martorii din acest proces, domnule, de ce nu ați sesizat chestiunea asta? Nu vi s-a părut în neregulă? Și la emotivă a fost povestea asta cu Dumnezeu. Adică, păi dacă a zis șeful, normal că s-a făcut. Da. Adică nici nu se punea problema că s-ar putea face altcumva. Deci eu cunosc oameni... Și asta e o realitate, adică nu se întâmplă asta în Telorman. Da, eu cunosc oameni care lucrează... Am cunoscut oameni care lucrează în Telorman. Se întâmplă și la București, mă, se întâmplă la primările de sector. Da. La ora asta, da? Nu mișcă unul din primările de sector dacă... Oamenii să spună ce gândească cu atât mai mult în Telormanul anilor acelora, în care Dragnea era stăpânul absolut al județului, să ne înțelegem, toți oamenii, primarul, patronul, toată lumea venea și făcea la el anticamere, el decidea, era Dumnezeu tăia și spânzura. Dar revenim la chestiunea asta. Dom'le, vreți să vă traduc în teleormâneană ce a spus Dragnea din aur? Că vă traduc dacă vreți. Ce a zis? Vă traduc așa, să uita în cameră și spunea, bă, v-aș spune ceva urât care nu se poate reproduce la televizor despre DNA, dar nu pot că m-au învățat consultanții izraelieni și care sunt buni, plătiți cu bani grei, înțeleg că vorbiți de consultanți în seara asta și atunci să, să vă zic ceva, punctajul meu e cu feeling-uri și cu șpriț. Ca lumea să înțeleagă că dosarul ăsta e pe bază de feeling-uri și șpriț. Nu, dosarul ăsta e pe bază de declarații ale unor oameni. Nu, care unii dintre ei și-au recunoscut faptele. E metoda pe care a aplicat-o Voiculescu când a venit scurtă. Vorba de dosarul telepatia. Da. A zis, domnule, nu e acolo, ăsta e telepatia. Da? Asta face și acum telepatia și... telepatia era un cuvânt face... din 10.000 de cuvinte. Asta face și Dragnea. Zice, okay. Domnule, feeling, șpriț, adică o chestie absolut neserioasă, domnule. Dar el absolut... vrea să spună, v-aș băga undeva pe ăștia de la DNA. Asta vrea să spună. Dar scurtă pauză, da? Scurtă pauză să ne tragem sufletul și revenim cu subiectul ăsta. Mai avem lucruri interesante. Doamna Chioveși a fost și ea undeva, nu a fost în fața unui judecător. De fapt, a fost în fața unui judecător, cu ghilimele de rigoare, doamna Chiovei, și o să vedeți imediat unde a fost astăzi șefa DNA. Mergeți la pușcărie de pe funcția de președinte al Camerei Deputaților? De ce nu demisionați? Vă e rușine să purtați în dialog? Sunteți infractori, de ce nu vă dați demisia, domnul Dragnea? Mi se pare normal ca un infractor să legifereze, să conducă parlamentul? Mai tare că n-aud. Sunteți delicvent, domnul Dragnea. Sunt cazier, de ce nu demisionați? Voi n-ați obosit? Eu sunt obosit rău. A obosit președintele PSD, l-ați auzit în fundal pe inconfundabilul Mărin Bot, care îl, ca un pitbull, da? Îl talonează pe Liviu Dragnea pe unde îl prinde. Discutam despre... despre dosarul lui Liviu Dragnea și o să discutăm acum cu Soina Matei, Robert Turcescu și Sabin Orcan despre miza politică. Unii spun că, de fapt, aceste dosare penale pe care le-a încasat pe bandă rulantă Dragnea ar fi, de fapt, motivația principală a candidaturii lui Dragnea pentru președinția României. Că, de fapt, frica asta de dosare penale îl face pe Dragnea să se arunce în bătălia pentru Cotroceni. Da? Lucru pe care îl gândește, apropo de strategii electorali, da, cei din Israel îl gândesc și îl pregătesc pentru Dragnea, pentru 2019. Și avem așa, avem avut un Traian Băsescu... Miza fiind ce? Imunitatea prezidențială? Evident. Imunitatea totală. Evident, cum să nu? În 2003 Traian Băsescu era purtat în fiecare zi la DNA. Traian Băsescu în 2003 era purtat în fiecare zi pe la PNA. A ajuns președinte, s-a închis povestea și asta e. Deci ala s-a liniștit. Nu, că este în regulă să... Adică eu ți-am spus de la momentul la care a apărut în public prietena, logodnica, ce-o fi, viitoarea soție a domnului Dragnea. Eram aici, în emisiune. Exact. Da? Ți-am spus că e un moment în care a vrut să obișnuiască lumea cu faptul că, iată, ar putea fi, cine ar putea fi viitoarea primă doamnă. Pe de altă parte, cine altcineva din PSD și-ar putea asuma o... Nu. Presupunând că PSD-ul vrea să rămâne cu Dragnea, de fapt, până la momentul alegerilor prezidențiale, cine să fie candidatul la președinție? Asta e o glumă cu Gabriela Firea și cu... Nu. Unu, bun, că Firea nu vrea, doi, că... Să mai introducem niște informații. Nu, oricât de repede s-a judecat dosarul ăsta, Dragnea nu va afla sentința, poate, prin toamna anului viitor sau prin vară. Numai bine. Prin exact vară, da? Înainte de alegeri, da? Deci are practic un an de zile, respiro, pentru că procesul a fost luat de la zero.
da? Are astea din spate cu Berina și cu Teldrum, da? Alea sunt mai complicate, nu e trimis în instanță încă, da? Ce crezi, Sorina? Frica asta de pușcărie îl va face pe Dragnea să candideze? Că de fapt asta e întrebarea. Domnului Dragnea, și cu DNA-ul și cu instituțiile statului, ca să spun așa. Deci, domnul Dragnea, dacă vrea cineva să îl investigheze pe domnul Dragnea, până acum a putea. Adică l-am auzit vineri pe Victor Ponta. A fost, într-adevăr, situația aceea este reală cu flagrantul la Liviu Dragnea în dosarul Valentin Preda. Deci a fost un moment în 2013. A fost o mare mizerie ce a făcut DNA-ul acolo. Da, nu a făcut numai DNA-ul, cred că a făcut și SRI-ul. Pentru că după acel moment s-au rupt niște lucruri în DNA. Mă refer la procurorul de caz și colaborarea cu Serviciul Român de Informații. Deci SRI-știi controla pe ea din DNA? Da. Deci procurorii erau niște slugi ale ăsta de la SRI? Era cu protocolul, și spune, știu. Pe protocolul și spune generalul, bă, nu-l lua pe ăla? Măi, oricum acolo picase un flagrant în acea vară, s-a urmărit filiera, s-a văzut că filiera e Valentin Preda, s-au pus acele documente. Mai spuneți-vă despre ce este vorba, dosarul în care Dragnea era în perioada respectivă. Dosarul era, Dragnea era ministrul dezvoltării și erau niște informări ale Serviciului Român de Informații clasificate despre povestea cu Teldrum. Și, mă rog, un polițist din DNA. Bun. A fotografiat acele documente. Hai să revenim la povestea politică, da? Pentru că Dragnea, din punctul meu de vedere, lasă-mă să termin. Deci este această poveste care este sulfuroasă și într-adevăr au fost probleme acolo. Este dosarul suspendarea, unde acolo lipsesc documente, este o instrumentare foarte proastă și chiar inchizitoriu, cred că intenționat, a plecat din DNA foarte slab. S-a obținut doar condamnare cu suspendare, deși potrivit multor voci din justiție cu care am discutat eu. Acolo, dacă toate erau puse cum trebuia, se putea ajunge la o condamnare mult mai dură. Deci Papici, procurorul de caz, a cam trântit dosarul. Nu numai domnul Papici, au fost mai mulți procurori în caz. Unul s-a retras în mod ciudat. Unul Bocșan, care? Domnul Gheorghe Bocșan, da. Care a plecat din DNA după. Pe asta se confirmă cu ce zice Ponta, Sorina Matei. Ponta zice la un moment dat că Dragnea comunica foarte bine cu Papici. Și Papici îi spunea, bă, poate te trimit, poate nu te trimit în judecată. Era o discuție acolo, da? Nu cred că numai cu Papici. Da? Da, nu cred că numai cu Papici. Poveste. Să revenim totuși la cheia politică. Să revenim la cheia politică. Îl vezi candidat pe Dragnea sau nu? E posibil să fie și asta o miză. Imunitatea totală, dar să introducem în ecuație o chestiune, că vorbeam mai devreme și ne-am contrazis puțin pe ideea că, domne, sunt oameni ăștia corupți aleși, unii și din pușcărie. Era un primar pe aici, pe lângă București, care a fost ales din pușcărie, dacă vă aduceți aminte. El a fost condamnat. Primarul Băii Mari. Da, și primarul Mari de la Jilava. Și era de la primarul Jilava, de Jilava. A fost condamnat și la pușcărie și l-au ales oamenii din pușcărie. Ok. Dragnea, hai să dăm în ecuație că politicieni români de prim rang și-au dat demisia, cum este Traian Băsescu, din Parlament în urma punerii sub acuzare. Mai mulți, Miron Mitrea, ca să dăm din toate partidele, Hrebenciuc și-a dat demisia, Orma și-a dat demisia când a fost pus sub acuzare. Mie mi se pare un gest de bun simț. Sigur, nu toți politicieni fac așa. Unii vor să țină Blaga și de scaun. La fel, Blag. Blaga. Mulți oameni și-au dat demisia și au zis, bă, nu mai pot să fiu parte dintr-un partid și din Parlament și din nu știu ce, câtă vreme eu spus sub acuzare. Și vedem ce urma. Mă achită, mă condamnă, habar n-am. Acum, revenind la domnul Dragnea și la aspirațiile lui prezidențiale, domnule, eu nu cred că e doar dorința lui de a obține imunitatea totală. Eu cred că domnul Dragnea are acest vis de mărire de mult, de foarte de mult. Eu cred că a și fost crescut și îndrumat până anumit făgaș să devină un lider important al Partidului Social Democrat încă din vremea când era un domn cu mustață la PD și vrea să ajungă șef la Teleorman și umbla cu pantofi de plastic. La cine te referi? La domnul Dragnea, că avea pantofi de plastic. Bun, dar cine l-a creat? Cine l-a protejat? Nu știu, că nu le știu pe toate, dar știu că și niște oameni cu băieți cu ochii albaștri și cu epoleți l-au crescut pe domnul Dragnea, l-au direcționat, l-au ajutat, l-au protejat cu informații, cu invitarea la vreo chermeză.
i-au deschis niște uși domnului Dragnea ca să-l formateze ca pe un lider al PSD. Astea sunt informațiile pe care le am eu. Unul din acești oameni, dacă vreți să dăm și nume concrete, că eu pot să fac aceste acuzații și pot să le și probez, că am oameni care sunt în stare să depună mărturie. Deci ai mărturii. Da, mărturii din Serviciul Secret, din Serviciul Român de Informații, că domnul Coldea a fost unul dintre oamenii care l-a luat pe Dragnea când Dragnea nu reprezenta nimic decât cel mult pentru noi presa. Nu reprezenta nimic. Când era mic. Când era mai micuț. Și vrea să crească mare domnul Dragnea. Asta era nimic. Înseamnă în 2007. Da, era nimeni în drum, domnul Dragnea. Dar era domnul un baron oarecare... Te contrazic aici. Da. Domnul Dragnea a venit în PSD în 2001, Coldea a ajuns pe funcție în 2005. Da, dar în 2001 era nimeni în drum. În 2005, când domnul Coldea a ajuns și a ajuns, domnul Dragnea a început brusc să-i se deschidă niște uși. La ambasade, la servicii secrete, la lider de partid, la președintele României. Eu vă mai spun o dată o mărturie pe care o am, de la Cotroceni. Când s-a semnat celebru acord de colaborare instituțională, care se numea în limbajul nostru jurnalistic pactul de coabitare, ăla cu comparații zoologice, între Traian Băsescu, președintele României, și Victor Ponta, care era premierul unei coaliții care câștigase cu 68% alegerile și nu avea ce face Traian Băsescu. Da, zis, Ponta s-a dus cu Dragnea acolo. Și domnul Ponta a apărut cu Crin Antonescu, care avea o funcție, că era unul din liderii coaliției, nu? Era bicefală coaliția și apare acolo cu domnul Dragnea. Mare da, atenție. S-a detonat Ponta, a recunoscut. Domnul Dragnea nu a venit întâmplător acolo. N-a fost și că el a scris pactul cu Iulian Chifu, care era consilierul lui Băsescu. Da, eu asta spuneam, văd și pe Dragnea schimb la calculator. Aceste legende și unele uite, de exemplu, fostul președinte Traian Băsescu în 2015, după ce a plecat de la Cotroceni, tot întrebat de domnul Dragnea, așa, a spus că în perioada când era la Cotroceni și era președinte, domnul Dragnea venea din Brazilia, că era nebunia cu Brazilia, cu salsa, și aducea bărcuțe cadou Cotroceni. Și eu vreau să spun când ți s-a domnul Dragnea de la PSD, președintelui Traian Băsescu de la Cotroceni. Dar aducea bărcuțe? Bărcuțe, da. Dar ți se poate întâmpla, Sorina, dar ni se poate întâmpla nouă ăstora de la masa asta, ni se poate întâmpla să ajungem la Cotroceni să-i dăruim niște bărcuțe lui Klaus Iohannis dacă n-avem și noi niște oameni care ne deschid ușa, știi? Că ușa la președinte nu o deschide el. Nu, dar eu ți-aduc aminte că Traian Băsescu se știe cu Liviu Dragnea de pe vremea PD-ului. Este un om care a fost teroristul. Și eu cred că, sincer, Dragnea când se uită în oglindă, să visează sincer, nu din cauza doar a imunității. Vrea să fie președinte României. Asta e aspirația lui. Stăpânul României, total, absolut. Nu, Dragnea, atenție, că să visează el este una, dar a fost încurajat ani de zile să se viseze. De acord. Din ce în ce mai mare, să se viseze și președinte al PSD-ului, că n-ajungea președinte al PSD-ului dacă nu era sprijinit inclusiv de o armată de epoleți. N-ajungea președinte al PSD-ului, da? A fost acum încurajat cu suspendare, dacă... Exact, încurajat, poate că lua cu executare dacă nu era sprijinit de Epoles, da? Așa s-a lăsat cu suspendare. Bun. Și în continuare, dacă se va pune problema candidaturii lui la președinție, va fi tot pentru că, atenție, mai e un lucru foarte important, Dragnea a stat cu ei, cu băieții cu epoleți, cu băieții din diverse zone, știe lucruri despre el pe ei, pe care, atenție, încă nu le-a spus. Nici măcar la Comisia SRI încă nu s-a dus. Nu, el nu este în situația lui Ghiță. Ghiță acum vine și povestește și spune, Dragnea știe multe lucruri. Păi vă dați seama cum ar fi un serial în care să stea și Dragnea precum Ghiță cu domnul Cristoiu sau cu alt ziarist față în față și să înceapă și el să povestească despre cum tăia porcul, cui ducea șoriciu, cine mânca mai mult șorici, cui plăcea cârnăciorul. Întărătă-i drace să spună tot. Asta era nicio problemă, să deci atenție, tot. Mulți tremură încă pentru că au stat cu acest Liviu Dragnea, pe care, să fie iertat expresia, l-au considerat mai întâi un țărănuș de la Teleorman. Au zis, bă, e unul de la Teleorman, mă. Cine, mă? Dragnea, mă. Ia cam rezolvat țărănușul. Ca să nu mai vorbim de un lucru foarte important pe care iară nu luăm în calcul. Puterea mare a lui Dragnea, inclusiv cu Teldrumul, vine din următoarea afacere. Am mai spus-o, o repet. El a devenit președintele acelei organizații numită Asociația Uniunea Consiliilor Județen. Bun. Ce a zis Dragnea atunci? A zis, mă băieți, da, el era a început baronatul, să le spună, era, baronatul. El era un baronel între alți baroni, da? Dar avea această firmă Teldrum și a început să le spună celorlalți baronei, mă, eu am o firmă Teldrum, mă, dacă faceți asfaltări la, nu știu, Timiș, la Constanța, pe undeva, și vreți să lucrați cu o firmă care face și treabă
la un preț bun și vă iese și vouă ceva, facem un parandră, lucrați cu Teldrum. Păi nu mai făcea ceva. Hai să dăm chemați-ne la licitații. Stă în picioare chestia. Ia uitați-vă de-a lungul anilor. Baronul nu crezi că avea și el firma? Păi de era complicată povestea. Erau diviziunea muncii. Ăla, baronul de la Constanța, domnul Nicușor Constantinescu, avea firma de casă Polaris, care strângea gunoaie din România, da? Și spunea: bă, tu strângi gunoi în Teleorman și o asfaltezi în Constanța. Corect. Contracte. Așa e. Da? Așa e. A dublat, a triplat prețul gunoiului strâns din Teleorman și făcea un crucișat. Și atunci și ala toată lumea era fericită. Zice: win-win situation. Noi facem cu ea cu gunoaile, voi cu asfaltările. Fiecare cu ce avea. Mă, tu ce poți să fie bine ca să nu fie rău. De acolo a plecat marea puterea lui Dragnea. Iar el și-a creat odată un păienjenici de relații, a țesut o pânză peste întreaga Românie cu această uniune a lui, nu știu ce, după care omul a zis: da, acum am prieteni și cu aia de servicii secrete, plus, a stat la masă cu Coldea și cu alții, hai să mergem mai sus. Domnul, pot să spun ceva ca să actualizăm, ca să vă dau și niște informații în exclusivitate, domnul Mănăstea, dacă vreți să dați, care e treabă cu Clujul, că sunteți ardelean și poate vă placă. Păi, domne, eu, fiindcă sunt un om care umblu, că de-aia sunt în vestă și mi-am uitat sacoul, că umblu în oraș așa pe-n țară, văd cum mașina domnului Coldea. Că ai văzut-o cu ochii tăi. Da, eu știu ce mașină are domnul Coldea. Bă, de unde știi, mă, tu? Că ce știu, mașină? Mă, că sunt informat. Am și mașina domnului Coldea... Noi ne considerăm informați. Cum e foarte dâns la Cluj. Ba mai mult, a obținut, înțeleg, și ceva cursuri pe acolo. Predă la UBB, da. Da. Și acolo se duce și se întâlnește. Și mașina au... se duce? Da, domnule, cu mașina. Și au niște mese. Că Iohannis are frică de avion. E mai safe, da, Iohannis. Da. Nu, a fost fotografiat pe aeroport. Da, și da, eu vă spun că se duce și cu mașina domnul Coldea și acolo se întâlnește cu niște băieți. Unul din băieții ăștia a apărut la braț cu Liviu Dragnea la acest... Cu domnul Dâncu. Pseudo-congres, domnul Dâncu, angajat al SRI-ului, că și el predă la Academia de Informații, a apărut de braț așa domnul Dâncu, cu care a fost certat grav domnul Dragnea, aduceți-vă aminte. Domnul Dâncu, un apropiat al Serviciului Român de Informații, un om care a avut și are relații în acest serviciu și care oferă consultanță media. Domnul Dâncu, nu știu dacă știți, observă, era și mic mogul la un moment dat, era acționar la un trus de presă, consultanță media, predă la Academia de Informații a SRI-ului, consultant politic și eminență cenușie, așa, și s-a reactivat brusc grupul de la Cluj. Unde sunt domnul Rus? La masa asta apar așa, domnul Rus, domnul Dâncu și domnul Coldea. Și domnul Coldea le spune și el ce știe, consultanța lui. La ce să pricepe el, expertiza lui. Consultanță pe servicii secrete, nu știu. Și care e prieten de vorba și care e știrea pentru telespectatori? Știrea este că domnul Coldea este într-o directă legătură de consultanță de inteligență cu PSD-ul condus de domnul Dragnea și cu domnul Dragnea. Ca și domnul Tobă, de altfel. De actualitate. Aici nu vorbim când era Coldea la serie. Acum, binomul n-a murit, doar un pic s-a răsucit-o. Adică acum binomul alcătuit din Coldea și din Tobă, care stau unul la stânga, unul la dreapta lui Liviu Dragnea. Dar domnul Tobă unde mai e? Domnul Coldea, ca să nu-și ceară ce neau, dacă domnul Coldea neagă ce spun eu acum, îi dau și numărul la mașină dacă vrea, și tot ce vrea el, și zilele în care a fost și cu cine s-a întâlnit. Da, mașina e de la... Da, să nu dea replica în ziare, da, în comun, deși el singur interviu, să dea aici, în direct, la B1. Să spune domnul Coldea acum în direct și să spună: n-am fost, domnule, la Cluj, m-am întâlnit cu... E în formă să abinează, a început cu politicii de grădină și o ține cu ziare comă. Dar mașina e de la Coldea sau e din Bancuri? N-am lămurit încă povestea asta cu Liviu Dragnea, probabil că se va lămuri în lunile următoare. Rezistă sau nu rezistă Dragnea? V-am promis imagini și cu doamna Chiovești și pauză scurtă și revenim.